Tear us apart and bury me all in my head. Hello, hello, e marți. Începem un nou vlog săptămânal. Azi e 14 februarie. Happy Valentine's Day, da. Mai fața mea, Doamne iartă-mă. Mi-a luat ceva să mănânc de la Luca, pentru că... Băi, avem aceeași față. Ia uite cum vorbești. Tu măcar ești machiată. Da. Eu n-am apucat să mă machiez. Mergem până la bancă. Apoi mă întorc să cumpăr un cadou și pentru Valentine's Day, pentru că vineri plec în Sighișoara să-mi văd consortul. Și... Ce mai facem azi? A, mai am treabă la altă bancă. Eu vreau să apă. Da, știu, și toți vrem acasă. Și apoi o să mergem și până în DM. Și apoi, bine, după ce mi-au copilul de la școală. Și după aia la pedarul de la școală, da. Și apoi, na, vedem. Am dat comandă pe parfum azi, prima comandă pe care am dat-o și abia aștept să-mi ajungă. Și de pe Eiffel. Și da, bineînțeles că o să le vedeți și voi. Sper să ajung zilele astea, poi mâine, răspăi mâine, că... Anyway. Dude, deci am intrat aici în Zimmer Outlet, au 75% reducere și mi-au luat chestii care costau, cred că 50 de lei, ceva pe acolo, sau nu știu, poate, și am dat 13 lei. Și am intrat să urmează mai vreo două bluze. Și da, am luat și mai multe chestii, o să vi le arăt când ajung acasă. Well, am mai intrat în Zimmer cu chestii, trestii și da, nu mai mergem unde eu. Avem acolo chestii. Merge să luăm clopoțelul pentru Valentine's Day. Mi-e vreme sâmbătă când o să-l dau. Și da, apoi luăm pedalul și așa că l-am luat pedalul de la școală și mergem până în Pepco să le cumpăr cartele reîncărcabile, pentru că acolo au prețuri mult mai ok față de tonete, magazine, etc. Deci la Pepco e cel mai ok să încarci telefonul. Apoi mergem în Kaufland să luăm apă. N-am mai fost la bancă pentru că n-am mai avut timp. Da. Ok, deci am fost în Kaufland, o să vă arăt așa în mare, că am făcut mai multe cumpărături. Din Kaufland am luat așa două boxuri de apă minerală și pe un box, nu știu, am dat 7 lei și o leacă, că e 1,20 lei, cred că o sticlă, deci am luat două boxuri de astea și am luat și bidonul ăsta de apă plată, are 10 litri și am dat 8 lei pe el. Tot din Kaufland am luat așa o ciabată, au fost cred că 2,80 lei, am feliat-o eu. Ăsta au fost din Carrefour. Am luat așa un desert de ăsta, nu știu dacă am mâncat vreodată. A fost 4,93 lei. Setul ăsta de mai multe chestii, am uitat cum se cheamă. În fine. A fost 9 lei și ceva, aproape 10 lei. Am dus, mă abțin și mi-a luat așa un lichior cu aromă de ciocolată. Era și cu vișini, doamne, și cu cafea. Dacă am dat, am luat cu ciocolată. A fost, nu știu, 17 lei, 18 lei din Carrefour. Ok, din Kaufland am luat așa 3 pachete de biscuiți Steady. A fost 1 leu și ceva un pachet. 3 batoane de astea cu blueberry, muesli bar cu iaurt și 3 batoane de la Dare. Ok, și să vă arăt repede ce am luat din outlet-uri. Aici am pus două pungi. Asta e o pungă luată de la Kika acum mult timp. Deci chestiile astea îs absolut minunate și îmi pare rău că n-am luat mai multe. KD colanți stil ciorap care stăiați aici. Ăștia au fost 6 lei. Două cureli de astea. Bine, Catarama îi... ăsta are chestia asta sărită. Trebuia să aibă o chestie. Dar e frumoasă. Și îmi plac chestiile astea că sunt cusute. Deci e superb și cu gemul ăla în mijloc, așa. Am două cureli de astea. Deci ăsta, chestia asta trebuia să aibă în mijloc. Am luat două, astea au fost 6 lei una. Și în ultimul rând geanta asta, deci mi-a plăcut maxim. Ia uitați cât e de faină. Și aici se prinde cu capsă. Bine, are moțocul ăsta. Erau mai multe modele. Asta au fost 28 de lei. Deci facem socoteala. Este crossbody. Deci e minunată. Și vedeți astea. Deci astea două cureli. Acești colanți și geanta.
v-am zis prețurile. Dar având în vedere că erau 75% reducere, pe toate astea am dat, nu știu, 13 lei, cred. Deci 13 lei pe toate astea, e, pare rău că n-am mai luat o geantă de asta, că mai erau vreo două. Și, Doamne, e superbă. Și curelele. A, uitați că am mai luat o curea. Deci cu curea asta, a treia, m-am uitat ce mișto e catarama asta. Și tot așa e cu sută. Tot 6 lei era. Este maro. Și are chestiile astea. Măi, e superbă. Deci 3 curele, colanț și geanta aia 13 lei. Deci, oh my god. Inițial am luat cureaua asta care e tot 6 lei, care e așa cu o inimioară cu sclipit și e lanț. Și are chestiile astea strălucitoare. Deci, oh my god. E nouă nouță. Din păcate pe mine nu mă ajunge, o ajunge pe sora mea. Și am mai luat un set de elastice de păr care era 3 lei. Deci, în total 9 lei. Și apoi finalul a fost de 2 lei și ceva, 3 lei, ceva pe acolo. Și când am văzut că e așa, am intrat și am luat și celelalte și o să vă mai arăt ce. Ok, mai am și astea două bluze. Am trimis-o pe sora mea înapoi. Eu le-am văzut de la început. Deci ele erau 27 de lei. Deci așa sunt lucioase. Cred că sunt un fel de crop topuri. Că aici e mâneca și așa, deci. Și la umeri vine așa superb. Deci, Doamne! De la H&M, deci mărimea M și cealaltă este mărimea S. Oricum o să port, o să mă vedeți. Și am în două, 27 ori 2, 54 de lei. Dar totalul a fost, pentru amândouă a fost 13 lei 50, sunt noi nouțe. Deci uitați eticheta, deci sunt noi nouțe, de erau 20 de euro. Deci 13 lei 50 pe astea, oh my god, oh my god. Ok, astea au fost din Zimmer Outlet din Iași și tot am mai intrat tot într-un Zimmer, de data asta aici nu mai erau reduceri și am luat așa. Și o luat sora mea un set de ăsta pentru tort. Asta au fost 6 leuți. Am luat niște plasturi, 4 lei, văd că au 40 aici. O figurină Harry Potter, of course, numai că e cu Voldemort. Lord Voldemort. Și asta au fost 10 lei. Un mouse care arată super, cred că e pentru gaming și a fost 20 de lei. Deci așa arată, abia aștept să-l bag în priză, văd dacă luminează. În priză, să-l conectez la laptop. Deci aveau cosmetici, avea de la Marc Jacobs un fel de concealer, bine, concealer că erau negri. Am vrut să-l folosesc ca și contur, era 10 lei, dar l-am lăsat. Ăsta au fost 3 lei. Dar nu, este nou nouț. Și așa arată nuanța. Așa, mi s-au părut interesante astea. 2 lei, Crystal Cleanse. Și îmi place cum a spus în țiplă. Sunt niște cărți de colecții, ceva, nu știu ce sunt. Și mai am aici două farduri de pleoape. 5 lei fiecare de la Colorisi. Cred că așa se pronunță, mult cum așa, deci uitați, asta este una din nuanțe. Și nou nouț, nu-i început. A nuanța bon bon. Și ăsta la altul este nuanța moca. Moca sau mocea, în fine. Și așa este un auriu. Da, și astea au fost 5 leuți. A, da, și-o mai luat sora mea, inițial am vrut să-mi iau și eu. Este un lip gloss la Lorena. Erau mai multe nuanțe, dar nu știu cât a costat ăsta, chiar habar n-am, că l-am murdărit tot. În fine. Da, este clopoțelul pe care l-am luat pentru Valentine's Day. Nu vă las aici să vă scrie. În fine, ring for... Anyway, nu mai zic. Mi se pare așa o idee interesantă pentru Valentine's Day. Ok, și mai am multe chestii pe aici, pe care le-am luat dintr-un magazin chinezesc, de la noi. Am așa un set de agrafe de păr. Astea chiar nu mai știu cât au fost, dacă au fost 3 lei, cred. Eu și sora mea ne-am luat așa niște unghii, că sunt trend acum. Un violet ombre și un roșu, vișiniu așa, ombre, 5 lei un set.
Mi-a luat două pixuri de astea cu gel că am nevoie la serviciu. Doamne, o chestie de asta, de când o voiam, aparat pentru masaj, și-a costat 5 lei. De-aia e descărpinat în cap. Mamă, e superbă. Super glue, cred că am luat vreo 3. Am uleiul bucata, din saci de gunoi, of course, roz. Unul de 60 de litri, celălalt de 120, am folosit unul. Unul a fost 9 ulei și unul 6. Elasticele de păr de care ziceam că le-am luat din Zimmer. Celălalt super glue. O pilă pentru unghii, că bineînțeles am nevoie, asta au fost 3 lei. Celălalt pix. O brichetă pro aragaz, nu mai știu cât a fost. 6 lei. Chestia de asta pe care am văzut-o pe Shein. 8 lei. Pui aici apă și detergent. Și apoi mi se pare că pe butonul ăsta iese pe aici și speli acolo tigăiți și ce mai speli. Mi se pare foarte faină, deși 8 lei mi se pare că am scumpicel. Am un super glue și două tăvițe de astea, forme pentru brioșii. Una a fost 5 lei, deci 10 lei amândouă. Da. Deci am făcut câteva cumpărături, doamne, cum s-a aruncat toate pe aici. Am făcut câteva cumpărături astăzi. Doamne, abia aștept să probez bluzițele. Deci, așa arată bluza. Foarte faină aici la umeri. Bine că am luat-o, cred, cu fața în spate. Îmi plac umerii maxim, deci... Sper, umerii noastre K-pop. Deci... Și așa e la mâneci. Super, oricum o să mă vedeți purtând-o. Îi miercuri, în sfârșit, și mi-a ajuns comanda de la Parfumas. Am luat pe data de la școală, dar nu știu ce vorbeam. M-am întâlnit cu o prietenă și am mers până într-un outlet. Am mai fost mai înainte și am luat ceva pentru mine și soarele. Și am intrat și am mai luat și câteva chestii. O să vă arăt când ajung acasă. Dacă mi-a venit comanda de Parfumas. În mai puțin de 24 de ori au livrat. Am dat comandă ieri la 1 și azi la ora 12 am primit mesaj că a ajuns. Deci, wow! Și abia aștept. Deci azi filmăm din nou. Say hello! Super obosită. Și-am luat coletul. Inițial am crezut că e așa mic, am zis că, băi, poate n-am toate parfumurile, dar văd că e destul de lung. That's what she said. Anyway, și mai avem de mers până acasă 15 minute, cred, 20, pe jos. Abia aștept să ajung acasă, pun telefonul la încărcat, fac ceva, mă pregătesc și apoi filmez unboxing-ul. Voi cred că deja o să-l vedeți, l-ați văzut. Anyway, pup. Da, am ajuns acasă și am să vă arăt ce am luat din Jador, din acel outlet. În primul rând am luat acest cățeluș, cred că pentru sora mea, fost 10 lei, din păcate văd că n-are un ochi, are ceva pe interior, ceva tare, ca să stea în funduleț, cred că stea așezat, da, 10 lei. Băiețelul meu și-a ales această banană, care să peel off, a fost tot 10, ba nu, ăsta au fost 7 lei, oh, super tare. Plus că bananele sunt fruturile preferate și din Fortnite îi place unul care banană. Și dacă tot îi place ăsta, am găsit, bineînțeles, și un costum de banană. Ăsta tot el l-a vrut. Nu știu, o să-l probez, să vedem ce de capul lui. E foarte drăguț. Ăsta era la 35 de lei, dar la Jador erau reduceri la 50% la îmbrăcăminte. Deci l-am luat la jumătate de 35 de lei. Ok. O rochie. Asta era 40 de lei și bineînțeles că am dat 20 de lei pe ea. Material foarte interesant. Are fermoară așa la spate. Denim Co. Mărimea 40. Sper să-mi vină. Pereche de pantalon cu frajul și ăștia cred că o să-mi fie puțin mari, că sunt mărimea L. Erau singuri Glamorous. Mi-ar trebui un M, dar vedem, aici trebuie să... Era o etichetă lipită, trebuie să văd ce cu ea. Băi, dar... De ce-ți văd că nu sunt mișto? Așa.
Aici am luat o rochie, din păcate nu era o mărime mai mică, mamă, sclipește. Am luat-o pentru sora mea. Vai, cât e de fain, eu n-am văzut sclipească, abia acum văd că am pus blițul. Deci, e superbă, e în mărimea M, din păcate mai mică am zis că nu era. Așa este în față. Și așa, uite că s-o murdări puțin aici. Așa este la spate, are un fermoar, vine aici la spate, spatele gol, apoi vin nasturii ăștia. Și vine foarte fain. Dar nu găsesc etichet, nu-mi dau seama ce de la ce este. Deci nu-mi dau seama de la ce este. În fine, asta tot 20 de lei a fost. Și tot pentru sora mea. Am luat așa o fustiță cu elastic cu bat aici. Asta era 18-19 lei. Deci am luat-o puțin, dar nu știu de la ce, nu văd eticheta. Și cam astea am luat și din outlet. Asta este și comanda de pe parfumas.ro. Oricum, s-o grămadă aici. Deja voi cred că ați și văzut clipul. Doamne, super! Deci o căldură în tren, eu mor, dracu! Stăm la bagaj și că e ce mai bine. Deci m-am sufocat în trenul vieții, frate, what the heck. Mi-a luat ceva spap. Păi soare, primăvară. Am fost și mi-am luat bilet pentru Sighișoara, că mâine seară plec iar. Da, iar la Sighișoara. Și da, trebuie să merg la bancă pentru că n-am mai reușit zilele trecute. Am ceva de semnat. După aia, nu știu, văd eu. E întuneric, întuneric. Plec noaptea, ajung noaptea acasă. Am luat pe Dadu, sora mea. Stau cu grijă, că n-o să-mi ajung mâine coletul de la Eiffel. Deci am dat comanda marți, azi e joi. Și azi, nu știu când am primit mesaj cu expedierea coletului, cred că azi. Deci eu sper să-mi ajung mâine, că după aia, mâine seara îmi plec. La Sighișoara, mă întorc joi. Deci chiar n-am chef să vină când eu sunt plecată. Dacă mai filmez ceva azi, sunt foarte, foarte obosit, dar aștept să ajungem acasă. Facem ce mai facem și somnic de voie. Neața, neața. Merg la serviciu, de fapt. Merg de la un loc, dintr-un loc în altul. O ieșit soarele și mă orbește puțin. Da, am dimers destul. Să merg așa pe un drum, Doamne, iartă-mă. Pustiu. Așa am câteva zile în care trebuie să merg dintr-un loc în altul destul de mult pe jos. Poate e mai. Ce voiam să zic? Cred că o să primesc comanda de la Eiffel totuși astăzi. Cum am uitat, am urmărit comanda și coletul e în drum spre mine. Sper să fie astăzi pus, că dacă nu, nu știu ce fac. Anyway, și în seara asta, Doamne, deci termin târziu la serviciu, ajung târziu în Iași, trebuie să fac și bagajul. În seara asta plecăm spre Sighișoara. Bine că s-a încălzit, e ora, nu știu cât, e 9:25 acum. Și da, spor la mers. Da, am luat pe Dadu de la școală, sora mea e cu mine, ne-am oprit la o bere, suc, etc. Mai sunt 20 de minute și după aia trebuie să plec copiii la microbuz, că merg la țară. Apoi o să mă duc acasă, fac bagajul, să iau coletul la Eiffel. Și apoi, da. Da, nu mă vedeți deloc. Am ajuns la tren. Mă zdreb de țigară, urc. Sper că am numerit vagonul bun. Da, mă vedeți, uleacă.
Neața, neața, vă leu ce fac sau. Am ajuns în București, rotă cafeluță. Noroc de niște doamne foarte drăguțe că m-au trezit. Doamne, altfel eu dormeam dus acolo. De fapt, nu aveam alarma pusă pentru serviciul la 5 o like. Fine. Friguț, friguț. De data asta nu mi-am mai luat acel sandwich, deși făcea cu ochiul. Ratul de brugeană cu brânză dulce, brânză sărată și aici o lipie cu șuncă, nu știu, în fine. Arătau prea bine și sper să fie la fel de bune. Da, astea au fost 5 lei 50 și astea au fost 7 lei bucata, dar bucăți imense. Adică, bun, polenă e genial, poate să faci și așa. Da, am ajuns în Sighișoara, ne-am și cazat. E o cazare super, super faină, tare. Deci chiar mișto, mișto, mai fain decât mă așteptam. Am avut parte și de o chestie nasoală, după aceea o să vă arăt și camera. În fine, da, când am coborât din tren, da, prietenul meu a vrut să fie drăguț să mă ajute cu bagajul, cu geamantanul respectiv. I-am zis unde să le ia. Și el, probabil, fiind foarte entuziasmat, l-a luat de o altă toartă pe sus și pe sus, adică l-a smuls din mână și s-au vărsat toate hainele pe acolo. Deci a fost super, super umilitor. Și vă dați seama că nu a fost chiar plăcut și m-am spărat grav. Am fost super, super spărată. El e plecat până undeva că are ceva de rezolvat important. Până atunci să vă arăt și camera, că e super drăguță. Da, aici e intrare, de uite, am și oglindă, deci, hello, așa am venit de la Iași, în pantaloni de pișin, pe care îi ador, mai eu și hanorac. Anyway, da, deci, televizor, uitați, în ce fel, deci așa mi s-a rupt și toate alea mi-au căzut pe jos. Aia e. Avem și bericic, televizor, dulăpior, chestia astea, băi, zis mișto. Și chestiile astea sunt foarte faine, sunt mișto tare. Și nu zic aici, măi, deci e superb. Dacă vrei să mai stai la un pahar de vin, la ceva, calorifer, și îmi plac geamurile astea. Deci sunt absolut superbe. Suntem undeva la etaj, mini frigider. Am primit și cadouașe de Valentine's Day și cam prin 6 luni de relație. Încă nu știu ce e acolo, aștept să vină el. Pătuțul. Lampă, iar gemuleț de asta cu el, mă, chiar e fain, chiar fain, fain. Și azi vă arăt și baia. Ta-da! Da, m-am spălat pe mâine. Aici, geam de asta care se deschide așa, deci se vede fain cerul. Este cadă, deci super tare, bine că nu e cabinul de duș, că eu ador căzile, nu-mi plac cabinele de duș. Și da, super fain. Da, deci chiar sunt foarte mulțumită de această cameră. Da, și rug să cel lumea pe acolo. Cred că o să mă pun să fac și eu un duș. N-am dat mult, o stau aici până miercuri, deci 4 zile. Pentru 4 nopți, 2 persoane. Bine, mai bun și reduceri la Travel Minute, am plătit undeva la 570 lei. Eu cred că e un preț super ok, mai bun decât ok. Da. Așa e sus. Super fain. Și aici avem locuri, putem sta la o țigărușă. Foarte frumos. Și în curte. Pe acolo coborâm. Sunt scări și coborâm pe acolo. Mișto, mișto.
fain așa dimineața când te trezești, nu mai am ieșit din cameră, m-am pus pe scaun, stau la o cafea, țigărușă și na. Asta o să fac acum, fumez o țigară, mă duc să-mi scot hainele din bagaj, mă pun să fac o baie și apoi cred că trag un pui de somn. Da, deci uitați ce am primit eu ca și cadou. Valentine's Day, deci. V-am mai zis că am un canal de YouTube, Valcor se numește, în care joc Call of Duty Mobile. Vedeți aici, Valkyrie. E o cană, superul. Un ursuleț care poartă un tricou cu fața mea. Doamne, ridicat. Și un parfum pe care chiar nu-l doream de ceva timp. La Latafa. Ana Biet. I am white. Drăguț. Plus bombonici. Deci asta este cazarea. V-am arătat-o și în clipul de Crăciun. Ola. Și mergem să bem beri. Da, e întuneric tare. Câte ceasă, nici nu știu. Nou. E nou deja? De. Da. Nu am reușit. Mergem să ne întâlnim cu niște prieteni de-ai lui. Și să nu au vericic, ne plimbăm, nu știu. Vedem. Mergem în Valhalla. Și în Valhalla, da. Am ajuns la Bericică, în sfârșit. Nu se poate să vină Sighișoara și să nu trec pe aici. Yeah. Nice. Tot tipul mișto, mișto. M-am băgat să mă aflu treabă. Foarte bine. Neața, neața, luăm micul dejun. Au făcut comandă, nu știu la ce, la chestia asta vintage, cred că. Deci, deocamdată să fierbind și-o venit și super repede comandă. Hai, poftă bună. Deci, oh my god, dude, uitați, dita burgerul, dita șnițelul. Nu știu ce bine arată. Neața, 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 tocmai am deschis și geamul ăsta, ia uitați ce mișto să vede. Eu n-am putut să ajung să-l deschid, l-a deschis, babe. Deci, super tare. Mișto, mișto. Da, this is my face. E luni deja. Eu... Ieri am dormit toată ziua,
Deci am fost atât de rupt încât m-am trezit, mă trezeam puțin și apoi dormeam 2-3 ori, iar mă trezeam, iar dormeam. Și așa s-a dus toată ziua. Anyway, astăzi trebuie să mergem până undeva, așa că ar trebui să încep să mă pregătesc. Și da, vedem pe drum. Deci uitați, o lea clar mielul ăsta, diferență la unul la altul și doar un strat aplicat. Deci diferență, da, de la unul la altul. M-am ozălit o leacă. Urmează și al doilea strat. Da, deci cam așa, scuzați plâncenile, trebuie să-mi repensez. Deci ce diferență face remelul ăsta? Și am dat 20 ceva de lei, nu știu, de la Avon. Și anume ăsta e euforic. Oh my God. Da, m-am pregătit. Nu știu cum arăt, cum n-arăt. Doamne, ador pantalonii ăștia, nu i-am purtat niciodată. Superb. Ce drag. Da, am și genunțat pe Shein. Și cam astăzi își mi-au fularul. Nu știu, n-am ieșit afară, nu știu cum e. Poate nu o să mor. Trava mare, simțoară. Deci târnava. Da. Cred că sunt la drumul, la voraj. E prea mare. Ca să nu te mai arunci tot de pot. Cred că pentru aia. Și asta era una din activitățile lui, rate de copilărie, de astea așa de reglat. Mergem în Mureș. Să vedem ce este cel mai mare mall din... Bun, este cel mai mare mall din Transilvania. Ce onoare! Ne vedem de pe drum. Catedrala. Ce catedrală? Sfântuara. Ah, nice. Fain, fain. Da. Ioi, ce tare. Deci... Și ăla e vechi. Ceasul m-a pus de recondiționare recent. De vreo 2-3 ani. Wow. Am ajuns în Mureș după o oră cât am mers în microbuzul. N-am apucat să filmez pe drum, că am vorbit cu sora mea pe video. Și na. Unde mergem acum? La mall, ai zis? La mall. Hai, la mall. Mureș este fabrica de bere minerală mare. Serios? Da. Mureș se face minerală. Ia uzi. Oh, Shopping City. Noi în Iași n-aveam așa ceva. Și da, ui. Și Carrefour. Am obosit. Hai că nu mă bag să stic. Da, cred că. Ce interesant. Ok, aici am cap 1000 de oameni, frate. Ce tare. Ce mișto e asta. Dessert. Intrăm o leagă. Tricouri cu Naruto. Cum o facem? Mamă, ce mai vrei, frate? A, mergem și până unde iem. Ce tare. Iar experiență. Ioi, mamă. În care? Știu. Asian Box. Mai întâi să mă uit. Mi-am luat deja meniul. 6 de ei. Orez prăjit, n-am mâncat niciodată, să văd cum e. Prăjituri cu răvaș, n-am luat niciodată. A fost la 3 lei una.
Dar tu ce ți-ai luat acolo? Ce ți-ai luat? Noodles și... Și pui caramelizat. Pui caramelizat, da, e bun. Să avem poftă. Și că îți place ție și să gustești. Da. Am popat, m-am umflat, abia am mers. Ne-am plimbat. S-au noptat. Acum așteptăm să mergem la Maxi și să mergem înapoi în Sighișoara. Păi ce facem azi? Poate și îmi plimbă, nu știu, problemă. Poate și mă leacă, da. Chiar am dormit toată ziua. Te plimbăm, ne vedem. Da. În sfârșit am ajuns și la cazare, îi 10 fără un sfert ceasul, am mers să leacă pe jos de la autogară, frig. Anyway, mă pun după aia să fac o baie fierbinte, că nu mai pot. Și am să vă arăt și vouă ce am luat așa câteva chestii. Și o să încep cu chestii ce am luat din New Yorker. Am luat o bandană, foarte mișto, bine, o mai am violet. Și m-a enervat faptul că pe aceasta scrie că e 9,90 lei. Acasă au fost 15 lei. 15 lei, de fapt, erau altele, dar în fine. Aia e. Baby și-a luat ăsta cu Naruto. Era la reduceri la 35 lei. Mai era și pe crem la 25. Sau la pe negru la 35 lei. Chiar fain. În New Yorker, oricum, sunt multe chestii mișto, fani. M-aș duce într-o zi acolo să las vreo 500 lei. Anyway, am intrat și în DM. Of course. Și mi-am luat așa o sare de baie de asta cu afine. N-am încercat niciodată. Blueberry and black cherry. Deci cu ulei de afine, cireșe și migdale. Deci sunt foarte, foarte curioasă. Pentru că în ea și n-am văzut de asta cu afine. A fost 7,50 lei, cred. Și are 500 de grame. Am luat de la Balea, am recumpărat această apă de curățare, băi, chiar mișto. V-am zis că mi-am uitat de machiant acasă și apă micelar și tot. Și asta chiar e faină. Voiam cremă de față, dar nu găseam ceva la un preț ca lumea și ok. Și am luat-o pe asta Magic Summer. Cremă de față. Cred că e ușor luanțatoare. Asta era la 9 lei, cred. N-are miros cine știe ce. Să vedem după aia. Nu-i nuanțatoare, dar nu știu ce zice aici. Cremă nuanțatoare. Oferă piele deschise la culoare sau piele normale, un bronz uniform. Nu e ca și cum aș avea nevoie acum de bronz, dar am zis să am o cremă de față. La un magazin de acolo, la o insuliță, am luat și aceste chestii pentru copii. Niște vermișori. Cred că sunt acrișori. Era cum spun picele, chestia asta a fost 18,90 lei, 19 lei. Să vedem, au zis sour, dar sacre. Dar arată foarte drăguț. Am intrat și în Carrefour și am luat așa o cutie de fărte slipuri. Nu știu, n-am încercat niciodată de astea, să văd cum sunt 30 de astea, 5 lei și ceva, 6 lei și ceva, ceva gen. Sper să fie ok, marca lor. Anyway. Bineînțeles, n-am pus marțin și mi-am luat la Elodie acest parfum Woman. Nu știu dacă este dupe după Black Opium, deci vă rog frumos să-mi spuneți. Ăsta au fost 27 de lei. 27, 28 aproape. 100 de mililitri. Hai să-l încercăm. Mi-am mai avut ceva genul de la Rive. Ceva cu Woman, nu mai știu cum. Cred că așa se chema. Și din ăla am consumat vreo două sticle la un moment dat, îmi plăcea foarte mult. Dar deci e sticla specifică de Elodie. Mai vedem și cu el. Încă miros a... Da. Miroase exact ca ăla de la Rive. La Rive, la Rive. Mamă, deci da. Mi-o trezit niște amintiri acum. Deci, oh my God. Deci dacă e de la Black Opium, vă rog frumos să-mi spuneți. Chiar nu știu de la ce o fi dup. Pentru 27, aproape 28 de lei, 100 de mililitri. Zic e ok. Mai luat și chestii de ronțăieli. Inițial am vrut să mai ieșim în seara să le prea fric și nu mai ieșim că e târziu. Am luat niște berii, chipsuri. A, da, și mi-am luat și niște chestii. Da. Și am mai luat tot ce la un magazin de aici, din Sighișoara, un
balsam de ăsta de rufi, așa micus la 250 de ml, deci un iaș nu a fost așa ceva, a fost 5 lei. Și am zis, măi, ar trebui să fii la mai multe de astea, că uite, așa le iei, le testez, vezi dacă îți place, ca să nu iei în cantitate mare din primă. Și e o idee super faină, de la Semana Midnight Blue, Perfumes of Night. Mamă, și miroase chiar fain. Vedem pe haine cum o să fie. N-am mai văzut până acum. Chocolate Jelly Bears. Adică geleuri cu ciocolată. Eu nu sunt fan geleuri, dar sunt curioasă de aceștia cum o să. Dacă au ciocolată înăuntru sau să veliți ei în ciocolată. Îți place și de 50. Așa mai luam și niște chipsuri, bere. Chipsuri de astea. Nu am mai văzut la Cio cu pui picant. Spicy chicken. Sper să fie. Pe în ultima seară în care stau aici, mai am și mâine și apoi poi mâine trebuie să plec. În păcate trece repede. Uite, dar parfumul ăsta chiar miroase fain. Miroase exact ca ăla de la Riv. E noi. V-am țucat aici. Mă duc și o să fac o baie. Apoi film și apoi nani. Neața, neața, ultima zi. În păcate, astăzi mergem să ne uităm prin SH-uri. Ce? Am intrat deja în unul, dar erau, mi se păreau prețurile prea mari. Mai căutăm. Mai sunt, babe? Da. Bine. Deci avem unul aici și unul acolo. Deci, da. Am ieșit după 1000 de ani. Mi-a luat un plăsoi de haine. Sunt foarte drăguț. Mergem, lăsăm la cazare, apoi ne întoarcem să mai mergem în altă parte. Vedem dacă mai găsim ceva. Am un buget limitat, dar bineînțeles că nu se poate. Anyway, și mai mergem, vedem ce comori mai găsim. Acasă, a ajuns. Suntem terminați, doar picioarele. N-am intrat în multe, am intrat așa în câteva și am luat doar dintr-o parte, nu, din două locuri am luat de aici, nu? Pentru loc am găsit cu 5 lei bucata și am luat mai multe de acolo. Și da, bine, nu a fost doar 5 lei, mai fost mai ieftine. Hai să vă arăt așa în mare. Doamne, dacă a fost drăguță și ne va și-o plasă așa. Care e o plasă imensă. Ca să avem o să le punem. Deci, în primul rând, e șarfa asta, care e cu cranii. Deci, e superbă. Că am văzut că are cranii, că altfel nu o luăm, recunosc. Deci, și pe parte. E albastră. Și cu albastră, da. Dar chiar dacă era pe albastru și nu avea cranii, nu o luăm. Deci, are așa cranii argintii și pe partea asta la altă, cranii albastre. Deci, e cu două fețe și material moale și imens. Și ăsta au fost 2 lei. 2 lei. Tot cu 2 lei mi-am mai luat și o bandană. E violet ăsta. Lila, nu știu cum să zic. Și... drăguț. Mergem la haine. Doamna și haine. Perechi de blugi. Denim. De la Pull&Bear. Vremea 40. Și au fost 5 lei. Fain. Adică nu văd niciun defect la ei, nimic. Sper să vină. Au aici o leacă, o mică tăietură super. Oricum voiam tăieturi. Da. Scrie și aici. Pull&Bear. Am luat un hanorac albastru. Nu știu dacă o să țin eu sau dau la băiatul meu. Bă, dacă vine, dacă nu, cred că iau eu, e mare. Așa. E superb. Și are culeri de asta. Mai că nu mai are șnurul, dar are nicio importanță. Asta nu știu ce. De la Match More. Nu știu, n-am auzit. Ori mi-e ies. 5 lei. Pereche de pantaloni.
de piele ecologică, imitație din piele. Dar trebuie să iau neapărat. Am verificat să văd acum dacă merge normal. Hai că merge. Cred că sunt mărimea 42, sunt și alea că mari. Am cred că are importanță. Da, nu-mi dau seama de la ce sunt. Dacă știți voi, cunoașteți. Da, o să fie puțin mari, dar sunt așa greți. Da, și așa 5 lei, adică... Da, super. Și au și buzunare, și la spate, și în față. Pentru sormea, tot o pereche de blugi. Sper să-i vină, că sunt XS ăștia. Mi-ar fi trebuit un S de la Shein. Da, deci... E super fain. Multe buzunare și să așa large aici. 5 lei. Și material super fin. Un hanovac. Bluză. Mai lungă. Doamne, superbă. Tot 5 lei a fost și asta. Nu cunosc MNG sau... În fin. Mărimea M. Și grosuță. Cred că are bine și 3 sferturi, nu-mi dau seama. Dar e fain, tare. Ok, e cu hanorac. Tot așa lung. Am zis că ori o să le am eu, ori eu. Băi. Să văd dacă vine, că e mișto tare. Cred că e unul sex. Cu dugă. Știu. Fain, nu? 5 lei. Doamne, super. Asta se scrie Vibes și are și buzunare. Alții așa am vrea și mi-am luat și ciorapi, colanți, ciorapi, așa sunt colanți. Cost 3 lei bucata. Așa sunt tot colanți. Și așa sunt, adică, așa sunt groși. Deci nu cred că sunt citru. Sunt așa groși. Este mi-a luat două curele. Asta e pus așa în brâu. Sau așa, în film. Cost 3 lei, care se prinde așa cu caps în spate. Deci, pus aici. Doamne, ce bani, că mor, trebuie să-mi iau curea chestiile astea. Atunci îmi plac chestiile astea. Cataramul, sper. Și așa, 3 lei. Și asta. Și cam astea am așa din second hand. Data viitoare, când mai vin, cu siguranță o să mai intru și o să mai iau. Ziua în care plec, dar mi-o leagă până abia acasă și uite ce peștișor frumos are. My God. Asta ne salută. Și m-am ascuns acolo. Asta e alt acvariu. Uite ce minunăție acolo, albastru. E un beta. Beta? Da, pește de alea nu-ți lupte pe. Și ăștia? Aia sunt plate. Plate? Da, să nu știu ce ce. Ai văzut cum o țâșnit unul? Da. Vrea să-i evadeze, nu? Nu, m-am văzut. Da, s-o ascunsă la albastru. Ce-alte? Mamă, ce frumos e. Hello, măxuleț, pufuleț. Dude, vă ce creepy. Ce? Ancistrus. Ancistrus? Da. Și ce mici sunt ăștia? Și mi-a văzut și-o dat un plec cu... Da, ai cui. Da, am urcat în tren. Asta e, trebuie să plec. E miercuri. Mâine ajung în Iași. Și nu, trebuie prea repede. Am plecat cu un bagaj, am două acum. Noi. Am ajuns în București cu întârziere, bineînțeles. Dar oricum tot mai am stat aproape 3 ore. O să mă plictisez din nou. Și hai, găsesc eu ce să fac.